A început programul Litoralul pentru toți. Turiștii pot beneficia de cazare la mare plătind între 159 și 605 lei pentru o săptămână de cazare până în perioada 14 iunie 2018 în cadrul programului. Potrivit reprezentanților Federației Patronatelor din Turismul Românesc, aproximativ 15.000 de turiști sunt așteptați pe litoral să beneficieze de vacanțe cu tarife reduse în perioada în care are loc programul Litoralul pentru Toți. În program s-au înscris 36 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, care pun la dispoziție un număr de 2.200 de locuri în fiecare dintre cele 5 serii. Tarifele maximale propuse pentru oferta specială de 6 nopți de cazare pentru o persoană la hoteluri din zona Mamaia, Constanța, Eforie, sunt de 205 lei pentru hotelurile de o stea, fără mic dejun, și ajung la 605 lei la 5 stele, incluzând masa de dimineață. Litoralul pentru toți este un program destinat turiștilor care își doresc să-și petreacă sejurul la mare în perioada de extra sezon, atunci când stațiunile sunt mai libere, dar totuși ne bucurăm de soare. Și bineînțeles că vom beneficia și de reduceri semnificative la tariful de cazare, mai ales pentru sejururile de 6 nopți. De exemplu, pentru stațiunile din nordul litoralului, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, tarifele pentru 3 stele, pentru hotelurile de 3 stele, pornesc de la 265 de lei de persoană pentru 6 nopți, fără mic dejun, pentru 4 stele 485, iar hotelurile de 5 stele pornesc tarifele de la 605 lei. Pentru sudul litoralului, cum ar fi stațiunile Costinești, Neptun, Jupiter, 2 Mai, Vama Veche, tarifele negociate pentru 6 nopți de persoană pornesc la 3 stele de la 329 de lei cu mic dejun inclus, iar pentru hotelurile mai bune de 4 și 5 stele pornesc de la 379 de lei, respectiv 469 de lei de persoană. Sumele includ și micul dejun. Acest program este dorit, bineînțeles, de suceveni, mai ales pentru că se pot folosi tichetele de vacanță pe care angajatorii le pun la dispoziție angajaților.